echipa cu cele mai multe egaluri. Astra, ca și Timișoara, are până acum 10 rezultate de egalitate. Ultima remiză a fost obținută ieri la Mediaș în fața Gazmetanului. Principalul Selimeș prognosticase victoria echipei sale, însă previziunea i-a fost stricată de tânărul Tigoianu, care a ratat cea mai mare ocazie a meciului. Înaintea partidei, albnegrii l-au pierdut și pe senegalezul Ndoye, care s-a accidentat iarăși în timpul unui antrenament. Selimeș a declarat la final că echipa sa a pierdut 2 puncte după cum s-a desfășurat jocul. Gruparea din cartierul 9 Mai se află la al doilea rezultat de 0-0 în deplasare. Primul a fost reușit la Vaslui în turul campionatului. Astra rămâne pe locul 9 cu 24 de puncte la 3 lungimi de fosta campioană CFR Cluj, echipă ce va sosi lunea viitoare la Ploiești.